comun cu România, cum ar fi limba, gastronomia, da, da, istoria. Da, am înțeles. Da, știu. Și știți că ne-au ajutat cu multe, cum ar fi renovarea la mai multor grădinițe, peste 1000 de grădinițe s-au renovat, gaz și curent electric, și avem o petiție în care cerem în continuare asistență cu apărare comună față de agresiune din Rusia. Ca să menținem pace și liniște în țară, investiții să vină din Occident cum vine România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, în sate. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă, trase, canalizare, ajutor cu pensii și leacuri, medicamente pentru bolnavi și lupta cu corupție și birocrația ca să se dezvolte țara mai repede. Fii de acord să semnați așa o petiție pentru a o trimite în România? Da, dar n-am nici cu Rusia, nici cu Europa, dar bine, un ajutor, eu cred că binevenit. Numele și pronumele? Un ajutor și normal. Știm că România a dat ajutoare, știm de asta, suntem da, informați. Da, că asta e bun, da. Sembli. Da. Cam nu prea. Aveți, găsiți, așa? Știți că limba română este deja limba noastră de stat? Așa, mă uzați așa. Noi cu România avem în comun nu numai limba, dar avem și gastronomia, tradițiile în comun, bucatele comun, în comun avem la fel portul național. Și știți că România ne ajută cu grădinițele, renovarea lor, da, cu gazul, curentul, electric. Și noi avem aici o petiție care o trimitem în România. Îi mulțumim pentru faptul că ne-au ajutat cu grădinițele, gazul, curentul electric. Și cerem în continuare asistență, adică ajutor. Apărarea comună față de agresiune din Rusia ca să menținem pace și liniște în țară. În Ucraina acum se zice război și noi nu dorim să fie la noi așa. Dar și îmi doresc. Da, noi nu vrem să avem și noi așa o problemă. La fel, investiții să vină din Occident pentru a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, sate. Deoarece la noi în sate nu sunt prea locuri de muncă și tineretul și nu mai pleacă psihotare. Da, duc psihotare să facă bani, că acolo este locuri, dar la noi nu. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă, trasă, canalizare. Că deputații noștri nou ne spun că asfalt, dar până la urmă... Până în buzdar mult, făcutul nostru niciuna rămâne. Și noi rămânem numai cu promisiunile. Da, niciunile. Da. La fel cerem ajutor cu pensiile și leacuri pentru bolnavi. Că la noi pensiile sunt foarte ajutate. Și asta e pensii, acum mă uităm în asta o leacă. Eu prin 2014 am prins 2340. Pensiile sunt foarte mici. Din lor le mărți, le-am păpuzările cu bani. Da, mulți oameni nou ne spun că pensia se duce la farmacie. Dar păi cum? Pentru leacă, pentru, spun, plătește apa. Da, apa, gazul. Da, da. La fel avem lupta cu corupția și birocrația, că se dezvolte țara noastră mai repede. Că la noi în țară corupția e la un nivel foarte bun, foarte înalt. Trebuie să ne luptăm cu asta. Ați fi de acord să nați așa o petiție? Nu.